Grupul de acțiune locală Valea Someșului a organizat recent un inedit târg de produse tradiționale, toate obținute de producători locali, membri ai GAL Valea Someșului. Nu au lipsit dulceața, siropul, sarmalele în colac, merele proaspete și brânzeturile. Dar să lăsăm vorba la o parte pentru a vă prezenta nu doar aceste bunătăți, ci și pe cei care le obțin. Ne întâlnim la un eveniment extrem de interesant, nu doar la nivel local, ci în întreg județul Sălaj din punctul meu de vedere, iar argumentele sunt prezente astăzi aici în comuna Ilanda. Bună ziua! Bună ziua! Ce urmărește practic acest eveniment? O să încep până am mă prezenta. Numele meu este Ionuț Ilieș, sunt președintele grupului de acțiune locală care își desfășoară activitatea aici. Și acum o să vă spun despre prezentul eveniment, unde o să aveți ocazia să filmați. Noi ne desfășurăm aici o activitate prin care încercăm să dezvoltăm spațiul rural. Cum? Prin accesarea fondurilor europene. Grupurile de acțiune locală, practic, se ocupă de fermele sau de business-urile cele mai mici. O să vedeți că aici sunt business-uri mici, foarte mici și unele chiar mijlocii. Scopul evenimentului de astăzi este de a informa populația și mai ales de a ne cunoaște noi între noi pe mai bine, referitor la produsele obținute aici și în al doilea rând și cel mai important pentru noi ca și asociație, de a ne promova beneficiarii de proiecte, adică de a arăta tuturor că se poate. În urma accesării unui anumit tip de fond european, poți să-ți dezvolți o fermă mică sau chiar foarte mică. Și produsele, așa cum știți că e un trend acum, toată lumea încearcă să le valorifice superior. O să vedeți aici, pentru prima dată, modalitatea de prezentare a produselor. Adică nu vom vinde neapărat merele direct, ci vom vinde sucul de mare. Gata împachetat, gata într-o formă în care să fie plăcută și consumatorului. O să vedeți, de asemenea, produse apicole într-o modalitate, din punctul meu de vedere, foarte, foarte ok. Am văzut un stup din plexiglas, mă rog, cu plexiglas. E interesantă. Da, există o cooperativă agricolă aici pe care am fondat-o împreună, pe care vrem să desfășurăm tot felul de activități care să atragă și partea mai tânără a populației din zonă, adică foarte, foarte mici fermieri. Adică ne-am gândit la workshop-uri în care să arătăm copiilor modul în care se desfășoară activitatea la țară. În speță vorbeați de un stup experimental, l-am numit noi, are părțile laterale din plexiglas pentru ca copiii să poată vedea ce se întâmplă într-un stup. Asta era scopul principal a montării acelor pereți transparenți, pentru a putea vedea modul în care sunt organizate albinele, modul în care se organizează activitatea într-un stup. E foarte interesant. Vreau să mergem probabil să-l și vedeți, să-l puteți. Evident, evident. Nu vreau să mă despart de noastră înainte de a vă lăsa pe mâna celor prezenți, înainte de a vă întreba dacă, în opinia noastră, credeți că fondurile europene și astfel de proiecte pot salva economia României în sensul în care pot aduce profit, pot dezvolta practic? Fără doar și poate, pentru că partea de jos a dezvoltării peste tot în Europa este realizată de grupurile de acțiune locală. Noi practic facem dezvoltare de jos în sus. Noi ne ocupăm de acei fermieri care nu pot fi neapărat finanțați la nivel național, care nu dețin sute de hectare de teren, dar care, o să vedeți aici, pot desfășura o activitate corectă, profitabilă și pot aduce în piață produse atipice, cu specific zonal, care, o să vedeți, eu sper că vor prinde foarte tare pe piață, pentru că Europa, în principal, e axată pe așa ceva. Bună ziua, cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat astăzi la acest târg interesant? Mă numesc Galea, sunt din localitatea Ilanda și m-am prezentat cu produse apicole. Ce fel de produse? Hai să vorbim puțin despre ele, să ne și prezentați dacă tot suntem aici. Este o miere polifloră din zona Ilanda Sălaj, un miere în fagure, propolis, tinctură de propolis, polen și cam astea sunt produsele care le prezentăm astăzi la expoziția GAL Valea Someșului. De când vă ocupați cu apicultura? O activitate tot mai intensă în Sălaj. Eu cam de 30 de ani. Mă ocup de apicultură, de 30 de ani. Cum ați început? Că cineva v-a stimulat sau a fost o întâmplare? Nu a fost o întâmplare. Tatăl meu s-a ocupat de apicultură, deci de mic copil mă ocup de albine. Și am crescut în mijlocul lor.
Ce mi-atrage atenția este mierea în fagure. Nu prea am văzut o astfel de prezentare în târgurile de profil din județul Sălaj. Da, este o noutate. Am produs acum câțiva ani tot product din aceasta și o dau numai la prieteni. Care mi-i prieten și îi place mierea în fagure, o dau. N-am ieșit la vânzare cu ea, deoarece produsele care eu le produc, în special, este polenul. Deci polenul în cantitate mai mare, care se vinde pe internet sau în cantități mari la distribuitori. Vindeți miere pe internet? E interesantă abordarea asta. Da. Da. Deci produsele mele se vând pe internet numai. Nu ies în târguri sau în alte piețe cu produsele apicole. Numai pe internet. Și cum e? Vă e de folos internetul în acest tip de comerț? Deci este foarte util și foarte, foarte bine merge comerțul pe internet la ora asta. Deci eu îl promovez cam de 3 ani de zile și numai din asta trăiesc. În opinia noastră, ca om specializat în acest domeniu de activitate, credeți că programele europene cu finanțare europeană pot salva economia României? Da, în mare parte o pot salva. Dar din programele care se dau sau banii care îi primesc, oamenii se dotează cu tehnică nouă. Ei primesc altfel de sprijin în a promova produsele. Dacă nu ne sprijină cineva cu fonduri europene sau să ne ajute prin legislație, fiecare pe rând moare. Înțelegeți dumneavoastră? Și la apicultură este un plan, un prag de rentabilitate. Dacă nu depășești 100 de familii de albine, nu mai ești rentabil în ziua de astăzi. Că vedeți că e concurența mare pe piață. Intră miere din China, intră miere din... Acum intră de oriunde. Miere cioslovacă, care e o miere, nu zic în supermarketuri, din ce este? Din fructoză și glucoză. Nu mai găsești o miere naturală. E greu de găsit. Vreau să vă întreb, oarecum e în afara discuției noastre un punct de vedere ca și om specializat oarecum în domeniul agricol. Producătorii de mezeluri din Sălaj de carne încearcă să înregistreze la nivel european procedura de pârjolire a porcului după metoda aceea locală pe care o știm cu toții. Cum vedeți noastră chestiunea asta? Nu-mi dau seama. Încearcă să obțină un produs tradițional cu specificația că porcul trebuie pârjolit și nu opărit, astfel încât slăinia să fie de calitate. Asta vis-a-vis de produse tradiționale. Acum, vis-a-vis de produse tradiționale, normal că pârjolirea porcului, noi fiind de la țară, noi știm ce înseamnă. Soricul e mai bun, șoricii sunt buni și se, la gust, se prăjește. Dacă îl opărești și iei părul de pe el, nu mai e o treabă așa gustoasă. Aici se mai respectă metoda asta? Aici da. Da, deci o mai respectăm încă. Okay. Deci pârjolit cu porc e mai bun soricul și slănina. Okay. Mulțumim tare mult, să aveți multă sănătate. Ne continuăm discuția. Bună ziua, cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat astăzi aici? Bună ziua, mă numesc Hotiș Alexandru Ioan și astăzi m-am prezentat la această expoziție cu mere, exact de aici, din Ileanda. O livadă nu mare, dar îngrijită cu drag și cu suc natural de mere, 100%, produs de noi. În principiu, cam astea ar fi produsele care le-am adus exact pentru astăzi. Am văzut că aveți niște mere foarte faine, sunt niște mere, nu știu, normale, nu sunt din acelea de un kilogram fiecare ca în supermarket. Cred că sunt mere cu gust, în primul rând. Păi, din cât a gustat lumea de aici, toată lumea a zis că sunt mere cu gust, de-aia și sucul este un suc un pic mai aparte, dar acum depinde de cine îi place, cine știe. Și... cum îl obține sucul? Deci prin storcere și pasteurizare ulterior. Fără niciun adaos de zahăr, fără niciun adaos de nimic, este 100% natural, pasteurizat, ambalat la 3 litri, la 5 litri, în cutie mai departe. Și când ați început activitatea asta? Deci activitatea am început-o relativ recent, de 3 ani am achiziționat o livadă de aproximativ 1 hectar. Nu m-am întins mai mult pentru că, fiind nou, nu am știut foarte bine, am învățat pe parcurs că n-am avut de la cine să învăț aici în zonă, că toată lumea zice, nu zice. Și ulterior am început să-mi dau și eu seama despre ce este vorba și am încercat să obțin produse, deci puteți vedea că nu sunt din alea sclipitoare, dar oricum au un gust. Sunt produse normale, așa cum ar trebui să fie toate. Păi pentru asta am venit aici și pentru asta încercăm să repunem ceva în funcțiune în această țară, că restul sunt peste tot. Vă întreb și pe dumneavoastră, credeți că fondurile europene ar putea contribui la dezvoltarea economiei, inclusiv a celei din Sălaj? Da, sigur că fondurile europene ar putea contribui, dar mai trebuie încă ceva pe lângă aceste. Ar trebui încurajat omul să se adune exact așa aici în asociații și statul să protejeze producătorul român ca să poată să vândă.
că dacă producătorul se chinuie, face, nu poate vinde, pentru că de peste tot din țări, din Europa, vin alte chestii, alte produse, mai slab calitative, dar mult mai subvenționate, și atunci noi, ca producători autohtoni, noi nu o să putem vinde produsele care, deși sunt de câteva ori mai sănătoase, atunci nu o să poți face față, pentru că aici se începe de la zero. Alții deja au mai de mult și sunt organizați în anumite grupuri care pot să vândă, și atunci, cu ajutorul statului, pentru a putea vinde noi produsele la noi în țară, măcar. Bârne Sabin mă numesc eu, împreună cu Florian Tiberiu, care este pomicultor, deci merele sunt din livada lui. Proprie, eu mă ocup de goji și zmeură. Da. Goji și zmeură? Ia povestiți-ne puțin. Asta e... fructul de goji, da. Ia arătați, ia luați-ne mână puțin să-l vedem. Așa. Este și se văd și copăcei. Da. Ce e cu acest fruct? Ce e cu acest fruct, practic? Cel mai mare conținut de vitamine și în compoziție. Nu prea se știe, nu prea se știe de el la noi în țară. Nu, e nou apărut în țară, în zona Bucureștiului sunt ceva plantații foarte mici. Se folosește ca suc sau dezhidratate. Prețul este destul de bun la fructele dezhidratate, se găsesc în magazinele naturiste. Da, pentru ce este bun? Sistemul imunitar, vitamine, în general, cam asta sunt. Cum ați apucat de treaba asta? Anul trecut am înființat prima plantație. E complicat? Nu. Nu, și nu sunt foarte rezistente la boli, la secetă e rezistent, deci se pretează foarte bine și ca și cultură bio. Cum le culegeți, cu mâna? Manual, normal, da. Astea sunt primele plante la un an de zile, normal trebuia să producă numai din anul 2, dar se pare că le plac condițiile de mediu de la noi și atunci produc mai repede. Fructul e originar din Tibet, la fel ca și coacaza. Și... foarte interesant. E scump să cultivați o astfel de cultură? Depinde. Eu mi-am procurat semințele din China, butași se găsesc în București undeva la 45 de lei firul, la 70 de centimetri înălțime. Eu am pentru anul ăsta am comenzile, pentru anul viitor, dacă produc plante, la 30 de centimetri în jur la 10 lei, la cele la 50 de centimetri în jur la 15 lei și în funcție de cum se desfășoară. Cât costă un kilogram din acest fruct? Fructele, am văzut numai fructe dezhidratate, în jur de 100-120 de lei kilogram. Vreau să vă întreb și pe noastră, credeți că fondurile europene ne pot ajuta economia, inclusiv cea a județului Sălaj? Normal. Fără fonduri nu se poate. Prea puțin. Deci se pot face, dar și plantații și orice culturi, dar pe suprafețe foarte mici. Fiindcă știți cum a fost agricultura la noi, banii sunt puțini, la populația îmbătrânită, foarte puțin tineri se mai ocupă de așa ceva. Deci trebuie fonduri neapărat. Cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat azi aici? Micle Regina și m-am prezentat cu ciuperci pleurotus. Sunt ciuperci comestibile. E o glumă, glumeam. Da, comestibile, bineînțeles. Când v-ați apucat de treaba asta? În 2009. Și merge treaba? Supravivența. Aia e importantă. După aia restul tot vin de la sine. Da, cum e cu aceste culturi de ciuperci? Le obțineți greu? E complicat? Este destul de dificil pentru că sunt perioade de maturare a micelului de toate care trebuie făcute cu foarte mare atenție și foarte multă igienă. Unde le vindeți aceste ciuperci? Pe piață, magazine. Există în România o cultură a consumului de ciuperci sau se consumă mai puține? Există. Sălajul deține primul loc, nu? Deci eu așa știu. Sălajul este pe primul loc în cultură. Cultivarea ciupercilor și comercializare, nu? Noastră, credeți că fondurile europene care vin în țara noastră ne pot ajuta la dezvoltarea economiei locale, a celei naționale? Da, bineînțeles că ne poate. Mai important este să avem bunăvoință și foarte multă răbdare. Sărbuna, cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat azi aici? Mateuța Alexandra sunt. Ne-am prezentat cu produse din capră și vacă, cu dulcețuri, bulion, boia. Toate le produceți dumneavoastră? Da, împreună cu colega, o prietenă. Hai să vorbim prima dată despre brânzeturi. Cum ne obțineți? E o procedură locală, tradițională? Știți că se vorbește foarte mult despre chestiunea asta. Păi, o procedură tradițională. Folosim doar pastilă de cheag și lapte de capră și de vacă. Atât. Aveți animale în... E o mică fermă, nu? Sau o fermă mai mare? O fermă mai mare de capre.
și câteva vaci pe lângă. Mai nou se vorbește foarte mult despre aceste animale, caprele. Laptele de capră este tot mai apreciat, inclusiv în sistemul medical, practic. Da, așa este. Și aici aveți gemuri, da? De ce fel de gemuri? De afine, de piersici, de caise, de prune cu scorțișoară. Sunt tot felul de amestecuri. Da, așa e. Vreau să vă întreb și pe noastră, cum vedeți problema fondurilor europene? Credeți că ne pot ajuta? Da, și noi am accesat fonduri pe măsura 112. Ne ajută. Mulțumim. Noastră, sunteți responsabilă cu? Dulcețurile. Avem și noi o parte sărată, bulion simplu, bulion cu busuioc, cu țelină, zacuscă de casă. Toate le produceți la dumneavoastră, da, în unitate? Da. Există o cultură a românilor în ceea ce privește aceste produse? Începe să se dezvolte și la noi, zic eu. Mai încet, dar mergem spre bine. Bună ziua, cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat azi aici? Bună ziua, Daniel Șuteu, reprezint PFA Șuteu Dana la Luca. Am doar un produs, miere de albină, polifloră din Tej și Ploarea Soarelui și ciulin de bărăgan cu busuioc de miriște. Cum? Ia mai repetat, ciulin de bărăgan cu? Busuioc de miriște, care nu se face decât în zona Dobrogei, deci e un busuioc care apare după recoltarea păioaselor, exact ca și busuiocul din zona noastră. Dar e o aromă extraordinară, o aromă cu tentă mentolată. Văd că aveți aici un amestec de produse, nu cataloghez altfel, deci e sâmbure de nucă macerat în miere, adică băgat în miere când e proaspăt, da? Și după o perioadă de aproximativ 2-3 săptămâni de zile se poate consuma în condiții foarte gustoase. Deci ceva extraordinar, și hrănitor, și mai ușor de digerat miere. Adică, așa, pentru stomacul gol dimineața, o lingură de sâmbure de nucă cu miere. Maestru Victor Valentin, am prezentat cu diverse produse din gospodăriere, sunt crescători de animale. Ce aveți aici? Ce produse aveți? Produse animaliere, brânză proaspătă, smântână, avem și lapte, fructe de sezon, nuci, mere, struguri, dulce. Cum merge activitatea asta? E greu în agricultură? Greu, greu. Vă aduce măcar un minim de profit? Păi un minim, de, așa de pe o zi pe alta. Supraviețuim, dar destul de greu. Bună ziua, mă numesc Șon Cutean Alexandra și am adus o brânză de capră. Avem murdă de oaie și din grădina proprie usturoi ecologic. E un usturoi foarte frumos, foarte mare. Cum îl obțineți? Simplu, fără tratamente, doar cu muncă și ecologic, cum spuneam. Știți că se spune că în aproape orice fel de mâncare trebuie și puțin usturoi ca să dea o aromă specială. Da, e necesar. E și dă o aromă foarte bună, mai ales fripturilor. Și produsele lactate se obțin greu? Aveți propriile animale în fermă? Da, da, sigur. Proprie, producție proprie și din lapte propriu de la animale, sigur. Pentru că sunteți tânără, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, credeți că aceste fonduri europene de care se vorbește atât de mult ne sunt sau nu de folos? Ne sunt de un mare folos, deoarece am reușit să achiziționăm și un utilaj, un tractor Europard de 65 de cai. Și vreau să vă spun că e foarte folositor în agricultura ca să putem să obținem niște rezultate. Da, da. Sunt bani foarte importanți și dacă în continuare am observat că mai este o sesiune de fonduri europene să sprijine tineretul și agricultura cât mai mult pentru a ne putea dezvolta și pentru a ne oferi posibilitatea nouă tinerilor să ne dezvoltăm mai bine. Cu ce v-ați prezentat astăzi aici, după ce ne revedem la o distanță destul de lungă? Da, avem o colecție de soiuri din specia măr. Soiurile care sunt prezentate sunt soiuri care se pot consuma în stare proaspătă. De asemenea, se pot păstra pentru perioada de iarnă. Sunt soiuri absolut delicioase, foarte gustoase, motiv pentru care vă și invităm să gustați și dumneavoastră. Se dorește și o îmbinare a tradiției, cum s-ar spune, de aici, de pe Valea Someșului, de cultivator de măr, pentru că aici a fost o tradiție în acest sens, chiar dacă acum ea s-a pierdut. Dorim să arătăm că generația tânără, reprezentată prin această tânără domnișoară, îmbrățișează noile tehnici, noile preocupări,
trebuie să penetrăm economia de piață, trebuie să intrăm în economia de piață în fapt și nu doar în teorie. Și sperăm că în acest sens și tinerii noștri din zona rurală vor înțelege că și aici se poate face agricultură și aici se poate produce ceva și cu ajutorul Asociației GAL Valea Someșului, prin mediul întreprinzătorilor de aici din zonă, vom reuși să ajungem la succes cu acești tineri. În ce măsură sunt, în opinia dumneavoastră, fondurile europene necesare pentru dezvoltarea economiei? Fondurile europene sunt esențiale pentru că dacă dorim să punem în valoare fermele mici, fermele de subzistență, să le trecem la ferme comerciale, nu se poate decât cu fonduri europene, pentru că asta este economia în care și lumea în care trăim. Ele vin în ajutorul acestor mici fermieri, oamenii vor dezvolta proiecte și le vor pune în operă în anii care urmează. Dacă în urmă cu 2 ani totul era în fază de idee, în fază de proiect, iată că acum s-au accesat aceste fonduri europene, s-au pus în operă, putem să prezentăm la aceste standuri produsele noastre și, prin urmare, rezultanta este clară. Produse, piață, ieșire pe piață cu produse și dezvoltare și prosperitate. Asta este ideea de fond și ideea pentru care se accesează până la urma urmei fondurile. Să rămână, doamnă, cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat azi aici? Daniela, mă numesc Timar Daniela și m-am prezentat cu produse apicole, în special miere de albine. De câtă vreme vă ocupați de apicultură? 15 ani. De 15 ani. E greu? Dacă îți place, nu e greu dacă ești pasionat de apicultură. Dacă nu ești pasionat, e destul de greu. Ce produse ați venit azi aici? Hai să ne prezentați câteva. Cu miere de albine, miere de tei, miere de mană, miere polifloră și miere de salcâm. Pintealin, produse lactate. De unde sunteți și cum le realizați? Cum le realizăm? Cu mare greutate și le producem la Letca, pe Valea Someșului, da, județul Sălaj. Lapte de vacă, lapte de cap? Doar de vacă, doar de vacă. Deci tot ce vedeți este din lapte de vacă. Văd că aveți și niște specialități aici de produse. Da, avem ruladă, le facem la comandă. Acum, mai mult pentru expoziția am făcut, este ruladă cu măsline, șuncă, mărar, cabanos, ciuperci, cașcaval afumat. Chiar vă rugăm să degustați și dumneavoastră, să ne spuneți părerea aproape în direct. Ok, hai să vedem. Eu vă recomand cu ciuperci. Bun. Recomand cașcavalul afumat. Vă recomand smântâna cu produsele colegilor de expoziție sau cașcaval afumat cu miere de albină. Faceți o combinație și vedeți. Cașcaval cu miere? Cașcaval afumat cu miere de albină. Chiar vă rog să încercați. Dar de unde e ideile astea? Experimentăm, nu? Dacă ne-am întâlnit aici toți, facem schimb de experiență și încercăm. Chiar insist să luați o bucată de cașcaval afumat cu miere de albină să vedeți ce gust plăcut. Așa în direct o să fie foarte. Nu e chiar în direct, dar... Aici? Aia e tei. Așa, vedeți? Mai mult, mai mult. Mai, dar puteți spune. Așa. Mai pe dacă sunteți obișnuit. Eu am o părere foarte bună despre gust. Îmi lasă o senzație plăcută. Mă duce cu gândul la o bucată de slănină afumată din podul casei bunicii mele. Asta e impresia pe care o simt eu acum. E o combinație foarte interesantă, clar. Foarte, foarte bună. Într-adevăr, n-am mai experimentat până acum. Naturale toate. Sunt naturale și de azi foarte bune. După ce... Bun. Sunt foarte, foarte bune, foarte gustoase. Cât e de greu să intrați cu ele pe piață? Pentru că piața, din păcate, românească e tot mai mult invadată de produse din străinătate. Da, e foarte greu, clar. E foarte greu. Eu nu reușesc să înțeleg. Nu pot să vă cuantific cât e de greu. Mă gândesc. Nu reușesc să înțeleg de ce vin atât de multe produse din afară când le avem aici în fața noastră. Sunt ieftin. Sunt subvenții foarte mari date producătorilor de lapte, de exemplu, din Uniunea Europeană. Și se produc la un preț mult mai ieftin decât la noi, mai scăzut decât la noi. Aveți animale la Letca, nu? Deci vă ocupați doar de procesare, preluați lapte. Exact. Da. Mai sunt animale, mai aveți de unde să preluați lapte? Da. Sunt. Bine, subvențiile pe cap de animal se apropie de cele europene, dar nu se subvenționează litru de lapte produs de către micul fermier sau de către fermier. Asta e problema. Diferențele de preț. E foarte greu să concurezi cu prețuri mult mai reduse la importator.
Deci eu, ca producător, clar că produc la un preț la care aduce importatorul marfa de dincolo. Să știți că o să vă invit la o emisiune în Zalău să povestim într-o seară despre ceea ce faceți dumneavoastră aici. Mulțumim tare mult!